Bună, dragilor! În acest video vă arăt ce cumpărături am făcut de 200 de lei din Penny și din Parabo. Deci la Parabo am luat un pachet de Pepsi de ăsta la 2 litri. Care a fost vreo 12 lei. Chipsurile astea au fost, nu mai știu, 1,60 de la Lotto Monster. Vreo 14 lei a fost acest Aroxol pentru țânțari. Pâine am vrut 3,60 lei, nu mai știu prețurile la toate. 3,80 lei a fost acest Cio peștișor și pisan, am luat 2 puni. 3 ciocolăți de astea Primula, cred că 3,51 lei, una este tare bună cu frișcă și ciocolată. Apoi aici cel mic și-a luat un suc Figo de zmeură, unul de portocale și unul de piersic, nu mai știu, 1,50 lei, 1,40 lei bucata. Am luat 4 sticle de ape din astea Borsec plate, la 2,30 lei bucata, și 4 de apă minerală, tot din astea micuțe, la 0,50 lei, tot la 2,30 lei, dacă nu mă înșel. Așa. Apoi, din Penny, am luat așa, 2 de astea de Kinder Bueno, cred că a fost la 3 lei bucata. Avem 2 de Kinder Delis. Astea cred că a fost vreo 12 lei, ouăle astea Kinder. Vreo 90 lei a fost acest ficățel de pui. Nu știu, vreo 3 lei am luat o legătură de ridiche. Aici avem Kinder de list, cred că e 3 lei. Am luat 5 conserve de astea de pate de pui. Nu mai știu, cred că vreo 20 de lei am dat pe toate 5. Dacă aveți astea, cred că au fost 7 lei sau 8 lei. Un borcan. Așa. O salată din asta de icre negru, nu mai știu, 4-5 lei cât a fost. Și am luat una. Roșii de 7 lei. Am mai luat 4 cipuri din asta. Cred că 60 de bani bucata. Salamul de la calorii, cred că 5-6 lei. Vreo 7-8 lei a fost acest cașcaval și o scăriță din asta de porc pe care am dat 9,98 lei. Cam astea a fost cumpărăturile. Dacă v-a plăcut și vouă, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. Eu vă pup, la revedere!